sigur vă așteptați. Astăzi o să vă spun 5 lucruri care nu îmi plac deloc la acest automobil, la BMW 325 iX, modelul E30. În cazul în care nu ați văzut primul clip cu lucruri care îmi plac și o mică istorie și în special de ce îi spun acestei mașini ursulețul, dați un click pe linkul din descriere ca să vedeți clipul ăla și vă aștept aici până le vedeți. Bun, acum că v-ați întors, hai să vă spun lucruri care mă scot din minți la mașina asta. Deci hai să începem. Numărul 1 e de plastic. Asta este cumva un blestem pe care toate BMW-urile îl au. Un blestem inclusiv al BMW-urilor moderne. Plasticul. Plasticul folosit peste tot. Adică la unul din motoare, la V12, de exemplu, ghidajul de la distribuție este de plastic. Sunt niște bucățele de plastic care, bineînțeles, că se rup. Și dacă se rup alea fiind de plastic, îți distrugi motorul. Deci BMW, nu la asta, la V12 mă refer. Deci BMW, practic, a pus toată sănătatea motorului tău pe o bucățică mică de plastic. Ceea ce nu se face, dar ca să salveze, ca să taie din costuri, BMW folosește plastic peste tot și asta nu este o excepție. Este numai plastic, adică singurele suprafețe de piele sunt volanul, schimbătorul și scaunul. În rest e plastic, bordul e din plastic, fețele de uși sunt din plastic, e un vinil de ăsta ieftin, inclusiv plafonul este un plastic ieftin, albicios, l-am și schimbat, asta e Alcantara. Dar din fabrică e un plastic, un vinil, o mizerie sinistră. Consola centrală, ia uite, auzi. Yep. Plastic, da, auzi cum sună. Plastic de la căcacios. Deci totul e din plastic, asta mă scoate din minți. Adică na, zici că te afli în curul lui Barbie. Tot e plastic și negru. Na, asta avem cu asta de film. Tocmai de asta, fiindcă mașina e toată din plastic pe interior, unii au ales să-și o modifice și-au pus Alcantara pe bord și-au pus Alcantara pe consola asta centrală sau tot felul de materiale, astfel încât să fie mai plăcută la atingere și la vedere, că totul e plastic, adică să fie mai plăcută la vedere, să nu te simți ca într-un pet de cola. Eu n-am să fac asta, o să păstrez mașina originală, dar aș vrea la un moment dat în viața asta să mai am un ursuleț, un E30, pe care să-l modific cum vreau eu. Să-i modific interiorul, să-i modific motorul, să-l fac al meu, cum ar plăcea mie să fie, știi? Dar să nu fie neapărat o mașină clasică, să fie o mașină care să poată fi modificată. Asta are potențial de a fi o clasică, tocmai de asta n-aș modifica-o, n-aș pune Alcantara pe bord. Chiar dacă mă enervează că e de plastic bordul, asta e acum, e clasic, o las așa cum e. Dar înțeleg de ce oamenii aleg să și le modifice la interior, să-și facă interiorul altfel, fiindcă, din nou, e de plastic. Și na, e de plastic pentru că era cea mai ieftină mașină pe care BMW o producea. Adică în perioada aia, în anii 80, BMW avea în portofoliu doar câte mașini? 4 mașini, seria 3, seria 5, seria 6 și seria 7. Atât producea BMW, 4 modele de automobil. Astăzi ai văzut câte au seria 1, seria 2, seria 2 Tourer, seria 3, seria 4, seria 5, seria 6, 7, 8, i8, i3, x-uri, câte x-uri sunt. Deci astăzi BMW are un portofoliu automobilistic mai ceva ca foștii gagici al lui Kim Kardashian. Și asta fiind cea mai ieftină mașină de la vremea respectivă pe care BMW o producea, da, bineînțeles că asta, calitatea reflectă acest lucru. Este o mașină de plastic. E plasticărea, e plasticărită toată. Normal că seria 5 din perioada respectivă avea și niște inserții de lemn, care tot plastic era, dar mă rog, arătau ca lemnul sau niște materiale mai premium, și seria 7 erau, na, materiale mai premium, dar asta, care era cea mai amărâtă, asta primeai. Alt lucru care mă disperă absolut este faptul că mașina asta n-are cotieră. N-are cotieră, pur și simplu n-am pe ce să-mi pun cotul. Adică sunt obișnuit în mașinile moderne să stai cu cotul, știi, pe ceva, pe cotieră. Na, asta n-are, merge așa în gol. Și cu mâna asta trebuie să faci ceva, nu știu, un supun uneori, chiar n-am ce să fac cu ea, e super ciudat că n-am unde să-mi pun mâna. Da, deci cotieră, n-are, nașpa. Și asta mă duce cu gândul la alt lucru care mă scoate din minți, faptul că mașina asta n-are nici măcar suport de pahare. N-are suport de pahare, dacă vrei să
dacă mergi la Starbucks sau dacă mergi într-o excursie mai lungă și ți-ai termosul cu cafea la tine, n-ai unde să-l pui. N-ai unde să-l pui, pur și simplu. Nu sunt suporți de pahare. Și asta nu e neapărat specific acestei mașini, este o ciumă care afectează toate BMW-urile, inclusiv unele mai moderne, efectiv cel puțin din anii 90, inclusiv 2000, nu aveau efectiv suporți de pahare. La BMW, BMW nu vrea să te încurajeze să bei nimic la volan, nici măcar cafea. Vrea să doar să conduci. Și alt lucru care, da, e posibil să te descurajeze din a cumpăra o mașină de genul ăsta, este faptul că e veche. Totuși e veche, o mașină de 30 de ani plus. Ceea ce înseamnă că tehnologia nu este una modernă, înseamnă că nu ai Bluetooth sau ESP, controlul stabilității, sau ai maxim ABS. Dar nu te gândi că este o mașină sigură. Dacă intru cu mașina asta într-un copac la 80 la oră, puteți să îmi dați dedicații cu Dumnezeu să-l odihnească pe Facebook. Pentru că mor ea foarte ușor, adică nu sunt mașini sigure, nu au zone de deformare, nu au centuri care să, știi, nu, e o mașină veche și asta înseamnă multe lucruri. Unde mai pui că nu prea găsești piese, mă rog, încă se mai găsesc și asta încă mai e cât de cât ok, dar pe măsură ce evoluează în timp, evident că piesele vor deveni din ce în ce mai rare și să ții un astfel de automobil pe șosea va deveni din ce în ce mai scump. Deci, dacă nu-ți place să șurubărești pe la mașină, dacă nu-ți place să-i mai faci tu revizia din când în când, dacă nu-ți place să te mai murdărești pe mânușițe, o mașină clasică nu e pentru tine. Doar dacă ai foarte mulți bani și îți permiți să plătești o armată de oameni să se ocupe de mașina ta sau de mașinile tale clasice. Dar dacă ești o persoană normală, cum sunt eu, și vrei să te bucuri de un E30 din ăsta, să știi că e nevoie să te mai murdărești pe mânușițe din când în când. Și da, ca la orice automobil, sunt lucruri care te enervează, nu poate să-ți placă absolut tot, dar per total, normal că este o mașină care mă mulțumește foarte mult. Alt lucru care îmi place este faptul că oriunde mergi, oamenii îți dau thumbs up. Adică, vă spun, eu mai am o mașină modernă, cum am spus, un seria 4 Cabrio, și cu mașina aia nimeni nu mă apreciază, nimeni nu se uită la mine cu apreciere, se uită la mine cu invidie. Normal, e logic, oamenii sunt invidioși, te invidiază, mai ales când ai o mașină șmecher. Bun, dar cu asta, care de asemenea este o mașină valoroasă, oamenii te apreciază. Știi, oamenii îți dau thumbs up, adică e tare, e un sentiment grozav. E ceva unic, e o reacție pe care o primești de la oameni, o reacție pe care nu vei primi în mașinile moderne, știi? Când mergi pe șosea cu o mașină scumpă, un Porsche, o ceva, un seria 4 Cabrio sau știi, oamenii nu te apreciază, se uită așa la tine, mă, le place mașina, dar se uită așa, știi, cu futul în gură pe ăla, știi, ceva de genul ăsta. Ei, când conduci o de asta, oamenii se uită și la mașină și la tine și zic: "Bravo, bă, bine, bă. Foarte tare mașina și foarte mișto că încă o ții pe șosea și încă ai tupeu să o conduci și mergi cu ea pe stradă și uite, o ții vie." Știi? Adică oamenii apreciază treaba asta și asta îmi place maxim. Este experiența pe care o ai când ieși în lume cu acest automobil, nu se compară cu absolut niciuna. Deci e automobilul ăla clasic pe care oamenii îl apreciază. Deci da, asta e tare. Asta a fost clipul, dragilor, 5 lucruri care mă scoat din minți la mașina asta. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și un subscribe, că mă ajută foarte mult. Și bineînțeles, nu uitați să aveți o zi faină oriunde v-ați aflat, mă. Vă pup pe hașul. Pa!